O nouă contrabandă de produse accizabile în Bacău. De data aceasta nu este vorba nici de țigări, nici de parfum, ci de alcool. De alcool pur, de 92 de grade tărie alcoolică. Un astfel de transport a fost oprit în trafic de polițiștii de la serviciul rutier, iar marfa a fost confiscată și predată Vămii Bacău. În același transport se mai aflau și 20 de kilograme de cafea sustrase de la vămuire. Șoferul mijlocului de transport a fost amendat cu peste 1 miliard de lei vechi. Șoferul unei mașini înmatriculată în Constanța a fost oprit în trafic de lucrătorii serviciului poliției rutiere în mijlocul zilei pe drumul național 2 la intrarea în municipiul Bacău, în zona turnului de televiziune. La control s-a depistat că în mijlocul de transport se aflau mai multe bidoane cu alcool pur, sustras de la accizare, fără documente legale, fără banderole și sigiliu, fără etichete. A fost sesizată imediat și conducerea Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Bacău. Fiind sesizată structura Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale, un echipaj s-a deplasat la sediul poliției, împreună cu poliția rutieră a fost adus autovehiculul la sediul Vămii. Din verificări s-a constatat că este vorba de 200 de litri de alcool pur cu o concentrație de 92 de grade tărie alcoolică. Valoarea fiscală a mărfii este de 1400 de euro, iar dacă ar fi ajuns pe piața neagră de consum, din această cantitate de alcool s-ar fi fabricat 2,5 tone de produs intermediar în combinație cu băuturile fermentate liniștit. În același transport au mai fost identificate și 40 de pachete de cafea de câte jumătate de kilogram fiecare. Pentru cantitatea de alcool transportată, șoferul a fost amendat pe codul de procedură cu 100.000 de lei noi, iar pentru transportul ilegal de cafea s-a aplicat o sancțiune de 1.000 de lei noi pe comerțul ilicit de produse. S-au întocmit documente privind deținerea în afara întrepozitului conform codului de procedură și s-a sancționat cu o amendă de 100.000 de lei, 1 miliard vechi. Dosarul de cercetare penală a fost preluat de structura de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, care va continua ancheta pentru verificarea modului în care a fost produsă marfa și a rețelei de distribuție. Toate produsele ilegale au fost confiscate.